Salutare tuturor! Ne întâlnim azi cu o nouă rețetă simplă, dar foarte gustoasă și una dintre preferatele noastre. Chifteluțe din dovlecei. Doamne, era să zic vegane, fără gluten. Din păcate nu sunt vegane pentru că conțin ou, dar presupun că se pot face și vegane. Acum, să începem cu ingredientele. Avem nevoie de 2 dovlecei rași, care după ce îi curățăm de coajă și îi dăm pe răzătoare, îi dăm cu sare și cu condimente și îi lăsăm cam o jumătate de oră să lase toată apa, după care îi scurgem bine, bine de tot ca să nu fie umezi. Mai avem nevoie de mărar după gust, sare nu mai folosim pentru că i-am sărat înainte, un ou, 2-3 linguri de pesmet, da, vom vedea la consistență. Pesmetul este făcut din făină, din pâinea fără gluten pe care am făcut-o mai devreme. Și o lingură de ulei. Și o lingură de ulei de măsline folosim noi, nu? Da. Vreau să zic de ulei de măsline. Am cumpărat un ulei de măsline tare bun. E din măsline Kalamata. Nu știu, dacă găsiți, vă recomand. Este un ulei de bună calitate. Da, bun. Și toate aceste ingrediente le punem într-un bol și amestecăm. Prima dată tot timpul începem cu ouă, nu? Pentru a-l omogeniza bine, bine. Nu? Și după aceea continuăm cu restul. Am pus mărarul, ouă. Acum o să pun 2 linguri de pesmet. Și o să văd dacă mai trebuie. Deși nu cred. Da, e o rețetă simplă, gustoasă. Preferabil pentru micul dejun. Fără multe condimente, fără piper. Pentru cei cu sensibilitate. E suficient puțină sare și mărar generos. Așa. Și pe urmă formăm chifteluțele deci, o tavă de copt. Aluatul trebuie să fie destul de gros ca să-l putem forma în mână, nu? Nu în mână, cu lingură. Sau cu lingura? Ei. A, bun. Deci ca să se formeze cu lingura. Și asta este cel mai fain la rețeta asta, că chiftelele nu vor fi prăjite în ulei, ci le facem la cuptor. Deci chiftele de dovlecei la cuptor. Și bineînțeles, fără gluten. Cuptorul e preîncălzit. I-am dat deja drumul cu ventilație la 180 de grade. Da, o altă precizare. Pentru a rumeni sau prăji, mă rog, prăji între ghilimele, produse în cuptor, recomandat este să nu folosiți ventilația. Deci, folosiți ventilația până se încălzește cuptorul și în momentul în care se bagă tava în cuptor cu produsele, opriți ventilația. Pentru a opri umiditatea din interiorul cuptorului. Dacă lăsați ventilația pornită, se va crea acea umiditate de care prăjala, deci nu merge să fie un lucru prăjit, un șnițel, o chiftea și să fie cu ventilație. Deci nu folosiți ventilația când vreți să prăjiți ceva. La fel la șnițele, la chiftele, la orice altceva. Folosiți ventilația în momentul când faceți o friptură sau o caserolă de legume cu carne la cuptor. Bun, cam câte chiftele vor ieși din 2 dovlecei? Eu aș fi vrut să iasă 12, dar văd că ieși 13. Număr magic. Da. Nu, bun, și după ce s-au format toate, le băgăm la cuptor și
Așteptăm rezultatul final, nu? Da. În cuptor cât stau? Acum asta e, ce să zic, am le urmărim. Cam le urmărim. 20 de minute. Uh-huh. La o temperatură de? 180. 180. Să fie pătrunse bine și... Da, și când se rumenesc la margini cu o paletă, le întoarcem pe partea aia. Da, cam la jumătatea timpului scoate stava, le întoarceți și mai introduceți înapoi în cuptor, nu? Da, da. Okay. La cuptor cu ele.